Eu genunchii mi-aplec pe al meu Domn, îl caut în rugă. Vocea-i recunosc, glasul său. Deschidem slujba din această seară, proclamând încă o dată măreția lui Dumnezeu prin frumoasa cântare: Ce mare ești tu, Doamne, ce mare ești și sfânt, spun stelele și luna și vuietul de vânt.
Doamne, ce mare ești și sfânt, spun stelele și luna și vuietul de vânt. Și tăsnetul ce culcă stejarii la pământ, și vuietul furtunii și al păsărilor cânt. Așa. Cât de mare ești, Doamne, cât de sfânt. Cât de mare ești, Doamne, eu îți cânt. Te voi lăuda mereu, ai salvat sufletul meu. Cât de mare ești, Doamne, cât de sfânt. Doamne, toți oamenii ce sfânt, puternic e al Tău nume și Sfântul Tău cuvânt. Ți-ar auzi chemaria și glasul Tău ce sfânt, iar neamărit ea bunul ce mare e și sfânt. Și vei fi în veci așa. Cât de mare ești, Doamne, cât de sfânt. Cât de mare ești, Doamne, eu îți cânt. Te voi lăuda mereu, ai salvat sufletul meu. Cât de mare ești, Doamne, cât de sfânt. Te voi lăuda mereu, ai salvat sufletul meu. Cât de mare ești, Doamne, cât de sfânt. Doamne, ne închinăm înaintea Ta și în seara aceasta și Te binecuvântăm pentru harul de care ne-ai făcut parte. Mulțumim, în numele Domnului Iisus Hristos îți mulțumim pentru că ai găsit cu cale ca din noi niște oameni nevrednici să scoți niște oameni care să-ți aducă slavă, glorie în numele Tău. De aceea binecuvântăm numele Tău. Vrem să-ți mulțumim pentru lucrul acesta. Și nădejdea că primești închinarea noastră în numele Domnului Iisus Hristos, te-o aducem din toată inima. Vreau să-ți mulțumesc pentru încurajarea pe care o avem atunci când ne uităm în Scriptură și înțelegem că închinarea adevărată este aceea care ți-o aducem în Duh și în adevăr. Doamne Tată, noi suntem în casa Ta, dar înainte de aceasta suntem în Duh, înaintea Ta. Și lucrul acesta am vrea să fie o realitate și pentru frații noștri, surorile noastre care ne privesc și care n-au posibilitatea de a fi împreună cu noi în seara aceasta. Te rog să ne unești în Duhul Tău și am vrea să ne unești în Duhul acesta al închinării. Și am vrea ca atât cântarea de laudă, cât și rugăciunea, cât și cuvântul Tău să nu fie altceva decât o modalitate prin care să ne închinăm înaintea Ta. Binecuvintează, te rugăm, tot ceea ce facem în locul acesta și aș vrea ca și transmisia aceasta să fie de folos pentru frații noștri, pentru surorile noastre și pentru toți aceia care ne privesc. În nădejdea că ești cu noi, în nădejdea că ne binecuvintezi, noi îți mulțumim în numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Continuăm să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu prin cântare și următoarea cântare ne îndeamnă să-i mulțumim Domnului Iisus Hristos pentru pacea deplină care o avem în El, în sângele Său cel sfânt. Pace deplină în Iisus găsim, în al Său sânge când ne curățim. Pace deplină în Iisus găsim, în al Său sânge când ne curățim. Pace deplină chiar și în dureri, credința în Iisus.
tocmai ca pe crin. Pace avem când ne simțim trudiți, la pieptul său suntem noi liniștiți. Pace de plină, noi în Iisus găsim, la pieptul lui cel sfânt pace avem în clipa când murim, căci cu Hristos în veci mereu trăim. Lupta amară când o vom sfârși, Hristos la sine El ne va primi. Pace de plină noi în Iisus găsim, să fie Dumnezeu, pentru că în El avem pace. El este Cel ce toarnă pace peste sufletele noastre, peste inimile noastre, atunci când avem mai mult nevoie. Binecuvântat să fie Dumnezeul nostru în care ne încredem. Următoarea cântare ne îndeamnă să ne apropiem de Dumnezeu în duh de închinare, în duh de rugăciune. Și se cade cu toții să spunem aceste minunate versuri. Doamne, precum vrei, așa fă Tu. Tu ești olarul, iar eu lutul, fă-mă ca să fiu pe placul Tău, acum când stau la cuvântul Tău. este la Dumnezeu și pentru că El este stăpânul, El este suveranul peste toate lucrurile, în după amiaza aceasta noi vrem să ne închinăm înaintea acestui Dumnezeu și vrem să-i aducem la cunoștința Lui. Așa ne învață de fapt Scriptura, spunând, aruncați asupra Lui toate îngrijorările voastre și El însuși îngrijește de voi. Pentru că avem un Dumnezeu care are toată puterea,
pentru că avem un Dumnezeu care a promis că este cu noi, noi avem îndrăzneala să venim în rugăciunile noastre înaintea acestui Dumnezeu și vom veni și în seara aceasta în rugăciune înaintea Domnului. Mai întâi aș vrea să venim mulțumindu-i pentru felul în care a fost cu noi până în clipa de față. E adevărat, Scriptura ne spune că vremurile din urmă nu vor fi deloc ușoare, că sunt vremuri grele și vremurile pe care noi le trăim cu adevărat nu sunt vremuri ușoare. Uitați-vă și la prognozele din orice domeniu vreți dumneavoastră și veți vedea că parcă nu este nimic încurajator. Parcă totul este menit să ne deprime, să ne facă să ne îngrijorăm, dar deasupra prognozelor vedem mâna lui Dumnezeu ca fiind aceea care ne păzește, fiind aceea care ne ocrotește. Și mai ales noi, cei din partea aceasta de țară, cei din zona aceasta, cred că avem încă o dată confirmarea că Dumnezeu e bun față de noi. Ne uităm la ceea ce se întâmplă în jurul nostru, auzim statisticile privind îmbolnăvirea aceasta cu virusul de care se menționează mereu și mulțumim Domnului că în zona noastră n-a fost așa de rău. Dumnezeu ne-a păzit, Dumnezeu ne-a ocrotit și asta este numai mila și îndurarea Lui. De aceea îi mulțumim Lui Dumnezeu. Mai zilele trecute, mai săptămânile trecute ne uitam cu îngrijorare la faptul că nu ploaie. Ceream ploaie de la Domnul așa și Dumnezeu este acela care în mila Lui și în bunătatea Lui ne-a trimis și ploaie. De fapt, Scriptura ne spune că Dumnezeu este acela care dă și ploaie timpurie și ploaie târzie. El pe toate le dă însă nu la vremea noastră, ci la vremea Lui. Și în seara aceasta cred că putem să-i spunem, Doamne, îți mulțumim și pentru lucrul acesta, ba mai mult. Ni se vorbește mereu în zilele acestea despre coduri portocalii, coduri de nu știu care și de grindină și de vânt și de furtuni. În zona noastră Dumnezeu ne-a păzit. E mâna Lui, este harul Lui și cred că Dumnezeul nostru merită un mulțumesc frumos pe care să îl aducem. Și sigur că motivele de mulțumire sunt infinit mai multe. Avem motive de mulțumire vis-a-vis de persoana noastră, felul în care Dumnezeu s-a purtat cu noi. Avem motive de mulțumire vis-a-vis de familiile noastre, felul în care Dumnezeu a purtat de grijă celor din casa noastră. Avem motive de mulțumire vis-a-vis de biserica în care Dumnezeu ne-a așezat, pentru felul în care Dumnezeu i-a purtat de grijă, pentru felul în care Dumnezeu ne-a sprijinit în perioada aceasta. Și zic, merită Dumnezeu să-i aduce mulțumirile noastre. Am să-l invit pe fratele păstor Sandy Budimir să vină cu o rugăciune de mulțumire înaintea lui Dumnezeu. Apoi, în seara aceasta, aș vrea să venim înaintea Domnului și cu cererile noastre. Și cântarea fraților a fost, Doamne, precum vrei, așa fă Tu. În rugăciunea Tatăl nostru, rugăciune pe care, din păcate, noi o rostim în mod mecanic de multe ori, noi așa spunem, Doamne, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Dar de multe ori noi uităm de fapt că i-am cerut Domnului să facă voia Lui și parcă am vrea să-i impunem voia noastră. Noi știm că voia lui Dumnezeu este bună, este plăcută, este desăvârșită și că Dumnezeu este acela care atunci când lucrează, lucrează întotdeauna spre binele nostru. De aceea și în seara aceasta, cu toată smerenia, dar cu toată sinceritatea cerem ca Dumnezeu să-și facă voia Lui. Sigur că dacă am fi chestionați, dacă am fi întrebați fiecare dintre noi cum am vrea să decurgă slujba din seara aceasta, cât suntem, atâtea păreri am avea. Dar nu important cum vrem noi, important este cum vrea Dumnezeul nostru. Și de aceea cerem și în seara aceasta, Doamne, voia Ta vrem să se facă. Și voia Ta vrem să se facă aici, în locul acesta. Voia Ta vrem să se facă în viețile noastre. Voia Ta vrem să se facă în familiile noastre, în casele noastre. Și vom cere voia lui Dumnezeu în tot ceea ce înseamnă viața noastră în timpul pe care îl traversăm în această perioadă. Fratele Cristi Fiat se va ruga în sensul acesta și nu în ultimul rând ne vom ruga pentru Biserica Domnului, ne rugăm pentru vremea aceasta de înviorare, pentru vremea aceasta de
întregire a părtășiilor în casa Domnului, ne rugăm ca Domnul să păstreze în credință, ca Domnul să păstreze frații noștri, surorile noastre, în nădejdea că El este suveranul, că El este Cel care le conduce pe toate, că El este la cârma Universului. Și ne rugăm ca Dumnezeu să binecuvinteze bisericile în care Domnul ne-a așezat. Ne rugăm pentru bisericile evanghelice din Caransebeș. Ne rugăm ca Dumnezeu să dea har, ca Dumnezeu să dea binecuvântare. Parcă așteptăm cu nerăbdare momentele acelea când din nou putem organiza evangelizări, când din nou putem să ne adunăm la părtășie în casa lui Dumnezeu și credem din toată inima că Dumnezeu va aduce asemenea vremuri. Dar până atunci ne rugăm ca Dumnezeu să ne ajute să rămânem credincioși. Și chiar dacă vremurile sunt grele, inima noastră să se lege mai mult de promisiunile lui Dumnezeu și de tot ceea ce Dumnezeu face în mijlocul nostru. Împreună cu fratele Adi Vuc ne vom ruga în sensul acesta și apoi, după aceste rugăciuni, ne vom uni și vom rosti împreună rugăciunea Tatăl nostru, dar meditând în mod deosebit la fiecare cerere, la fiecare lucru pe care îl aducem înaintea Domnului în această rugăciune. Ne rugăm, începând cu fratele păstor Sandi Budimir. Doamne, ne închinăm înaintea Ta și îți mulțumim că ai avut milă de noi și te-ai îndurat de sufletele noastre. Îți mulțumim că ne-ai mântuit. Îți mulțumim pentru că ne-ai purtat de grijă până în prezent. Te slăvim și îți mulțumim că ne-ai protejat pe noi, familiile noastre, bisericile noastre și n-ai îngăduit niciun lucru rău în ceea ce privește pandemia aceasta. Recunoaștem că nu merităm. Suntem răi și păcătoși înaintea Ta și Te rog să ne ierți. Îți mulțumim că în bunătatea Ta ne-a ieșit înainte. Îți mulțumim că ai dat ploaie peste pământul însetat și ai binecuvântat ogoarele. Îți mulțumim, Doamne, că ne-ai călăuzit până în ziua de azi, că ai fost de partea noastră, Doamne, și am vrea să Te rugăm să-Ți fie milă și în continuare de noi. În credință în brațul Tău puternic și am vrea să-Ți glorifici numele în dreptul nostru, a familiilor noastre, a bisericilor noastre. Amin. Tată bun care ești în ceruri, suntem recunoscători că putem să fim din nou în casa Ta, putem să înălțăm și să glorificăm numele Tău și vreau și eu să mă alătur fratelui Sandi și tuturor celor care au spus amin la rugăciunea fratelui și să-ți mulțumesc frumos că ne-ai ascultat rugăciunile, ne-ai binecuvântat cu tot felul de binecuvântări și mulțumim că avem preț în ochii Tăi. Aș vrea să Te rog să mă ajuți pe mine să înțeleg, dar pe toți ceilalți să ne ajuți, Doamne, să înțelegem că atâta timp cât rămânem în voia Ta, suntem binecuvântați de Tine. Mulțumim pentru voia Ta, cea bună, plăcută și desăvârșită. Mulțumim, Doamne, că chiar și atunci când nu înțelegem voia Ta, ascultând de Tine, Doamne, suntem binecuvântați de Tine. Te rugăm și în continuare să ne descoperi voia Ta și planul Tău. Ajută-ne, Doamne, să ascultăm mai mult de Tine decât de oameni și Te rugăm ca în sensul acesta să ne dai curaj. Atunci când suntem încredințați că suntem în voia Ta, Dumnezeule, suntem gata să mergem înainte și chiar la moarte dacă trebuie și vedem asta la creștinii din primul veac și la creștinii din decursul timpului. Mulțumim pentru exemplul lor, mulțumim pentru dăruirea lor, mulțumim, Doamne, pentru modul în care ei au înțeles să rămână credincioși Ție și cuvântului Tău și să împlinească voia Ta. Aș vrea personal să mă ierți pentru că de multe ori și m-am temut, ba de oameni, ba de diferite situații. Doamne, Te rog, învață-ne, cel puțin în seara aceasta, că rămânând în voia Ta, nu mai avem voie să ne temem de nimic. Mulțumim pentru toate promisiunile Tale, mulțumim pentru călăuzirea Ta, mulțumim pentru cuvânt și pentru Duhul Tău cel Sfânt și mulțumim, Doamne Dumnezeule, că Tu ai toată puterea în cer și pe pământ, că în mâna Ta sunt toate resursele și orice vremuri vei îngădui să vină peste pământul acesta, cu siguranță, Doamne, Îți vei împlini voia Ta pentru copiii Tăi.
Ajută-ne să-ți rămânem credincioși, să rămânem copiii tăi și în numele Domnului Iisus te rugăm, ai grijă de fiecare dintre noi. Amin. Peste toate bisericile evanghelice din orașul nostru, cât și din împrejurimi. În numele Domnului Iisus Hristos suntem mulțumitori. Deși trăim vremuri, Doamne, de separare, noi am simțit prezența Ta în inimile noastre, simțim prezența Ta în casele noastre, simțim prezența Ta prin cuvântul Tău, Doamne. Îți mulțumim pentru părtășia care o avem cu Tine. Dar tânjim de dor, Doamne, după părtășia frățească. Am vrea din nou să fim împreună. Am vrea din nou să răsune aceste ziduri de laudele Tale. Vrem, Doamne, să ne adunăm din nou în numele Tău. Cerul și întreaga slava Ta să coboare peste adunare. Vrem, Doamne, să simțim prezența Ta în mijlocul adunării, iar noi cu toată ființa noastră să înălțăm laudele Tale. Te rog, Doamne, adu ziua aceea cât mai repede. Ajută-ne, Doamne, să trăim vremuri de părtășie, vremuri de dragoste frățească. Ajută-ne, Doamne, să prețuim pe fiecare frate și soră de lângă noi, Doamne, și îți mulțumim pentru perioada aceasta care ne-a arătat cât de mult ne lipsesc cei din jurul nostru. Îți mulțumim pentru perioada aceasta în care am învățat ce bine este când eram toți împreună, când toți înălțam laudele Tale. Iartă-ne, Doamne, că și n-am prețuit vremurile acelea, dar acum Te rugăm să le aduci din nou în mijlocul nostru. Fă, Doamne, ca numele Tău să fie slăvit din gurile noastre, în locașurile Tale, unde este chemat numele Tău. În numele Domnului Iisus te rugăm. Amin. Tatăl nostru, care ești din ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, căci a Ta este împărăția, puterea și slava în veci. Amin. Continuăm să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu prin cântare. O frumoasă cântare spune astfel: ce farmec sfânt, ce minunat, pe Domnul Iisus L-am aflat, viața mea Lui va fi, cu El în cer voi locui. Doamne, cât de mult dorim să fim cu Tine în veșnicie! Binecuvintează-ne, Doamne, cu prezența Ta în clipa aceasta și ajută-ne să simțim, Doamne, atingerea Ta prin cuvânt în inimile noastre. Amin. Ce farmec sfânt, ce minunat, pe Domnul Iisus L-am aflat, viața mea a Lui va fi, cu El în cer voi locui, viața mea a Lui va fi, cu El în cer voi locui. Pe crucea suferințelor, al meu Părinte Salvator, pe crucea suferințelor, al meu salvare de moarte și de chin.
cu tine zi și noapte-n gând. Te preamăresc, Iisuse Sfânt, cu tine zi și noapte-n gând. Te preamăresc, Iisuse Sfânt. Binecuvântăm pe Domnul pentru timpul acesta când, prin intermediul internetului, putem să fim împreună cu dumneavoastră. Și îl binecuvântăm pe Domnul pentru faptul că aici câțiva suntem împreună. După cum ați observat, din nou suntem într-o formulă altfel decât erați dumneavoastră obișnuiți. Fratele Nicoară continuă să absenteze dintre noi datorită problemelor de sănătate și ne rugăm ca Dumnezeu să se atingă de el. Dumnezeu să-i dea sănătatea de care are nevoie și nădăjduim că va veni ziua când va reveni și va reîntregi formația în slujirea înaintea Domnului. De asemenea, mulțumim fratelui păstor Sandi Budimir pentru că a răspuns provocării pe care i-am lansat-o de a fi împreună cu noi în această seară. Considerăm că este un lucru frumos, este un lucru plăcut înaintea lui Dumnezeu mai întâi, dar credem și înaintea frățietății ca să avem această părtășie prin, zic, mediul virtual și putem să ne zidim sufletește. Frate Sandi, fii binevenit, Domnul să te binecuvinteze și totodată este și posibilitatea ca fratele Sandi, pe lângă modalitatea obișnuită pe care o au dânsii la Biserica Sfânta Treime, să aibă posibilitatea, zic, de a se adresa fraților, surorilor pe care prin mila și grija Domnului îi păstorește. Observați că lipsește fratele păstor Sergiu, fratele a fost cu noi, este cu noi în Duhul, dar în seara aceasta a spus nu vrem să aglomerăm prea mult, vrem să păstrăm același cadru și în seara aceasta fratele nu este împreună cu noi. Domnul să-l binecuvinteze acolo unde este și să-l facă o binecuvântare în slujirea pe care o desfășoară atât aici cât și la Crivina, Jdioara, biserici pe care încă le slujește. Vreau să ne apropiem în seara aceasta însă și de studiul biblic pe care noi îl aveam planificat duminica trecută și suntem în contextul acesta în care noi căutăm să cunoaștem mai bine Scripturile și încercăm să avem argumente de ce este important un asemenea demers și în după amiaza aceasta vom încerca să înțelegem care este raportul între sau care ar trebui să fie raportul între tradiție și Scriptură. Și tema lecției de studiu biblic în după amiaza aceasta este autoritatea Scripturii asupra tradiției. Vom citi un pasaj biblic, un pasaj biblic care este ilustrativ pentru tema enunțată și în Sfânta Evanghelie după Marcu, la capitolul 7, începând cu versetul 1, cuvântul lui Dumnezeu glăsuiește astfel. Fariseii și câțiva cărturari veniți din Ierusalim s-au adunat la Iisus. Ei au văzut pe unii din ucenicii lui prânzind cu mâinile necurate, adică nespălate. Fariseii însă și toți iudeii nu mănâncă fără să spele cu mare băgare de seamă mâinile după datina bătrânilor. Și când se întorc din piață, nu mănâncă decât după ce s-au scăldat. Sunt multe alte obiceiuri pe care au apucat ei să le țină, precum spălarea paharelor, a urcioarelor, a căldărilor și a paturilor. Și fariseii și cărturarii l-au întrebat, pentru ce nu țin ucenicii tăi datina bătrânilor, ci prânzesc cu mâinile nespălate? Iisus le-a răspuns, fățarnicilor, bine a prorocit Isaia despre voi după cum este scris. Norodul acesta mă cinstește cu buzele, dar inima lui este departe de mine. Degeaba mă cinstesc ei dând învățături care nu sunt decât niște porunci omenești. Voi lăsați porunca lui Dumnezeu și țineți datina așezată de oameni, precum spălarea urcioarelor și a paharelor și faceți multe alte lucruri din acestea. El a mai zis, ați desfințat frumos porunca lui Dumnezeu ca să țineți datina voastră.
Căci Moise a zis să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta și cine va grăi de rău pe tatăl său sau pe mama sa să fie pedepsit cu moartea. Voi dimpotrivă ziceți, dacă un om va spune tatălui său sau mamei sale, oricu ce te-aș putea ajuta este corban, adică dat lui Dumnezeu face bine. Și nu lăsați să facă nimic pentru tatăl sau pentru mama sa. Și așa, ați desfințat cuvântul lui Dumnezeu prin datina voastră și faceți multe alte lucruri de felul acesta. Iar cuvântul de aur, pe care îmi place să cred că mulți dintre dumneavoastră l-ați învățat în săptămâna trecută, este din Coloseni, capitolul 2, versetul 8. Și aici Scriptura spune așa, luați seama ca nimeni să nu vă fure cu filozofia și cu amăgire deșartă după datina oamenilor, după învățăturile începătoare ale lumii și nu după Hristos. Amin. Acesta este cuvântul lui Dumnezeu la care vom medita în această seară și spuneam că tema în această seară e una deosebit de sensibilă. Este foarte delicat să abordezi raportul dintre Scriptură și tradiție. Asigur că da, noi suntem evanghelici, noi imediat spunem Scriptura, autoritate asupra tradiției, suntem gata să ne duelăm, suntem gata să polemizăm pe tema aceasta și este bine să avem această încredințare. În seara aceasta însă vom încerca să argumentăm, vom încerca să înțelegem de ce ar trebui ca Scriptura să fie pusă deasupra tradiției, pentru că atunci când vorbim despre raportul dintre Scriptură și tradiție, întrebarea crucială este până la urmă, cine are ultimul cuvânt? Scriptura sau tradiția? Și veți vedea că părerile se împart și părerile imediat pornesc în două direcții. Unii vor spune Scriptura, ceilalți vor spune tradiția. Pentru o înțelegere mai bună trebuie să definim puțin termenii, ne uităm în context și apoi vom încerca să argumentăm titlul acesta sau afirmația care este în tema lecției pe care noi am avut-o duminica trecută. Nu mai insist asupra termenului Scriptură atunci când am început luna aceasta să ne uităm la necesitatea de a cunoaște mai bine Scriptura. Noi deja am stabilit că prin Scriptură înțelegem cuvântul inspirat al lui Dumnezeu, cuprins în Vechiul și Noul Testament, și noi înțelegem că termenul acesta poate fi găsit cu mai multe denumiri, așa, vorbim despre Biblie, care este similar, cuvântul lui Dumnezeu, care este similar, și alte asemenea omonime sau cuvinte care denotă aceeași realitate, Scriptura. Problema mai delicată este atunci când vorbim despre autoritate și dacă vă aduceți aminte, am stabilit și conform dicționarului explicativ a limbii române, noi am înțeles că autoritatea este puterea legitimă căreia trebuie să îi te supui. Autoritatea este puterea legitimă căreia trebuie să îi te supui. Și tradiția este iarăși un cuvânt care ne dă mult de furcă și m-am uitat în dicționarul explicativ al limbii române și aici și am găsit mai multe definiții. Ba chiar, dicționarul explicativ al limbii române face o distinție între tradiție în sensul comun și tradiție în sens religios. Și am să dau câteva dintre definițiile care le-am găsit în dicționar. Tradiție înseamnă sau este informație privitoare la anumite fapte sau evenimente din trecut transmise oral de-a lungul timpului. Sau, o altă definiție, tradiție este ansamblul de concepții, obiceiuri, datini sau credințe care se statornicesc în timp în cadrul unor grupuri sociale sau naționale și care se transmit prin viu grai din generație în generație. Sau o altă definiție, tradiție înseamnă obicei, regulă, rânduială, uzanță statornicită din vechime și urmată riguros. Astea sunt termenii comuni sau înțelesul comun al cuvântului tradiție. Când vorbim în domeniul religios, vorbim despre Sfânta Tradiție și conform dicționarului, Sfânta Tradiție înseamnă învățătura dată de Dumnezeu prin viu grai bisericii și din care o parte s-a fixat mai târziu în scris.
Asta este sfânta tradiție. Apoi mai este identificată tradiția apostolică. Și ea este învățătura primită de apostoli direct de la Domnul Iisus Hristos. Și se mai vorbește apoi despre tradiția bisericească și este învățătura dată de apostoli primilor episcopi, iar aceștia celor după ei până astăzi, care se află în zilele noastre, în definițiile sinoadelor ecumenice, în frunte cu simbolul credinței, în scrierile sfinților părinți și în cărțile de slujbă ale bisericii. Vă dați seama că numai definiția cuvântului tradiție și parcă ne bagă în ceață, suntem întortocheați, suntem dezorientați și avem multe probleme de felul acesta. Ei bine, raportul acesta între Scriptură și tradiție nu este ceva specific secolului 21, nu este specific nici măcar secolului 20, ci din textul pe care l-am citit în după amiaza aceasta, în auzul dumneavoastră, este ceva care era prezent încă în vremea în care Domnul Iisus Hristos a trăit pe pământul acesta, adică în urmă cu 20 de veacuri. Au venit la Domnul Iisus Hristos oameni cu o problemă, farisei, cărturari cu o problemă, și problema lor era de ce ucenicii Domnului Iisus Hristos nu respectă tradiția. De ce nu respectă datinile, obiceiurile strămoșilor? Îngăduiți-mi câteva cuvinte despre contextul în care apare textul acesta. El este parcă neobișnuit pentru Marcu. Evanghelistul Marcu este un evanghelist care reține foarte puțin din discursurile, din ceea ce a spus Domnul Iisus Hristos, dar el reține foarte mult din ceea ce a făcut Domnul Iisus Hristos. Nu veți găsi foarte multe pasaje în Evanghelia după Marcu, așa care să aibă o extindere mare, dacă vreți, cel puțin din punct de vedere didactic. Prin Marcu capitolul 4 vom întâlni pildele, și este un capitol amplu. Prin Marcu capitolul 10 mai întâlnim câte ceva legat de ceea ce înseamnă învățătura pe care o dădea Domnul Iisus Hristos, ceva mai extins. Și apoi în Marcu capitolul 13 este discursul escatologic sau privind vremurile din urmă. Și este paragraful acesta, de fapt el se continua până la versetul 23, când Domnul Iisus Hristos are un cuvânt de învățătură pentru cei din vremea lui. Evanghelistul Marcu nu scrie pentru evrei, de aceea el se vede silit, se vede oarecum obligat să explice acuza care se aducea Domnului Iisus Hristos. Acuza care se aducea Domnului Iisus Hristos este: de ce ucenicii tăi nu respectă datina bătrânilor? Să nu înțelegem greșit. Să nu înțelegem că ucenicii Domnului Iisus Hristos s-ar fi așezat la masă cu mâinile murdare. Nu avem niciun indiciu că s-ar fi procedat în felul acesta, dar a fost altceva la mijloc. Ei nu au respectat spălările rituale așa cum pretindea tradiția. Păi dacă vă uitați în istoria lui Israel și dacă vă uitați în tradiția pe care era sau care era statornicită la vremea respectivă în Israel, păi spălarea mâinilor era un ceremonial care implica așa o atenție deosebită. Știți cum își spălau fariseii mâinile când se așezau la masă? Aveau stipulate cele mai mici amănunte acolo și ei trebuia să ia apă și era menționată și cantitatea. Să nu fie mai puțin de o găoace și jumătate dintr-un ou. Apa aceasta trebuia turnată pe mâini și apoi mâinile trebuiau ridicate cu degetele în sus pentru ca apa să ajungă la încheieturi. Apoi se lua o altă apă, se turna pe mâini și de data aceasta mâinile erau cu degetele în jos și apa trebuia să se scurgă pe degete. După aceea se lua apă și se freca palma unei mâini cu pumnul celelalte mâini. Și apoi, în final, se turna o altă apă care să înlăture apa întinată care înlăturase întinăciunea. Vă dați seama unde ajunsese tradiția aceasta, datina aceasta?
Deci nu era problemă sau nu se pune problema să te fi așezat. Pentru că vă aduceți aminte, până și picioarele se spălau atunci când te așezai la masă în contextul de atunci din Israel. Nu era problema că ucenicii, vezi, ar fi fost murdari pe mâini atunci când au mâncat. Problema era de ce nu respectă spălarea rituală. De ce nu respectă spălarea aceasta ceremonială? Pentru că uite care este datina bătrânilor. Și aici Domnul Iisus Hristos se vede determinat, se vede obligat să pună lucrurile la punct. Și Domnul Iisus Hristos este acela care spune, sunt două entități, sunt două lucruri. Unu este datina așezată de oameni, al doilea este porunca sau este cuvântul lui Dumnezeu. Fiecare om va trebui să decidă spre ce direcție se îndreaptă, ce anume primează în viața lui, ce anume va respecta. Și Domnul Iisus Hristos adresează mustrarea aceasta și spune, zice, voi ați desființat frumos cuvântul lui Dumnezeu, adică voi nu mai țineți cont de ceea ce spuneți de ceea ce spune Dumnezeu, dar sunteți foarte atenți. Foarte atent să nu se abată cineva de la regulile stabilite de voi. Și este reproșul pe care îl are Domnul Iisus Hristos. Acum, dragii mei, vreau să înțelegem că problema aceasta între tradiție și Scriptură este prezentă și în zilele noastre de astăzi. Sunt multe lucruri și acum noi ne numim credincioși evanghelici, suntem creștini evanghelici, spunem noi, dar dacă suntem sinceri, recunoaștem că avem și noi tradițiile noastre. Avem și noi tradițiile noastre și de multe ori să știți că și acestea au un cuvânt de spus în adunările noastre. Vreți să vă dau câteva exemple de tradiții de ale noastre? Rugăciunea cu ochii închiși. Eu pledez și spun că rugăciunea ar trebui făcută cu ochii închiși pentru că ne ajută să ne deconectăm de ceea ce este în jurul nostru și să luăm legătura cu cerul mult mai ușor, nu ne este distrasă atenția spre altceva. Dar este până la urmă o tradiție. Nu găsiți nicăieri în Scriptură o poruncă așa că la rugăciune trebuie să ții ochii închiși. Sau dacă vreți în adunările noastre, în cele mai multe din adunările noastre, în bisericile noastre, femeile stau într-o parte, bărbații stau în partea cealaltă. Nu e un lucru rău și eu pledez iarăși pentru lucrul acesta și consider că ajută la felul în care noi ne putem închina lui Dumnezeu, pentru că nu suntem ispitiți așa într-o parte sau în alta. Dar vreau să vă spun că sunt lucruri care, vrând nevrând, trebuie să recunoaștem că au un motiv tradițional sau au un sâmbure tradițional. E problema care se pune este până la urmă. Ce ar trebui să primeze? Ce ar trebui să aibă autoritate? Tradiția, ceea ce noi suntem obișnuiți, sau cuvântul lui Dumnezeu, sau Sfânta Scriptură? Îngăduiți-mi să aduc câteva generalități legate de tradiții și v-aș spune că fiecare zonă, fiecare grup își are tradițiile proprii. Vedeți dumneavoastră, iarăși iau un exemplu așa din contextul nostru în care noi ne aflăm, toți românii sărbătoresc Paștele, dar nu îl vor sărbători la fel. Și ne uităm că în Maramureș sunt niște obiceiuri de Paști, în Banat sunt alte obiceiuri de Paști, ba chiar de la sat la sat, de la localitate la localitate, apar particularități care fac parte din tradiția zonei sau localității respective. Și trebuie să recunoaștem și spuneam până și noi, credincioșii evanghelici, avem tradițiile noastre, avem așa lucrurile cu care așa ne-am obișnuit noi și tare greu ne vine să înțelegem că de fapt nu sunt altceva decât niște rânduieli care nu sunt rele, ele sunt bune, dar care până la urmă tot tradiție se numesc. Fiecare zonă, fiecare grup, dacă vreți, își are tradițiile lui. Apoi, un alt lucru, tradiția este prezentă mai ales, sau se manifestă mai ales în domeniul religios. Și observați dumneavoastră, toți ne numim creștini. E adevărat că denominațiunile diferă. Unii sunt ortodoxi, alții sunt catolici, alții sunt pentecostali, alții sunt baptiști, alții adventiști, așa mai departe. Toți ne numim creștini, dar nu toți avem Scriptura în comun.
Dar tradițiile noastre diferă de la grup la grup. Și de ce nu? Chiar de la biserică la biserică. O spun așa, spunea cineva că numai între baptiști sunt vreo 72 de feluri de baptiști. Și există diferențele acestea, fiecare are tradițiile lor și vorbesc mai ales în contextul în care ne aflăm noi astăzi despre dificultatea bisericilor din diaspora. Păi în diaspora se adună oameni din toate colțurile țării într-o biserică și vei auzi expresia la noi așa a fost. La noi așa s-a făcut. La noi asta era regula și fiecare vrea să-și impună regula zonei sau a bisericii din care el vine. Și fiecare, sau tradiția este prezentă în domeniul acesta religios. Tradiția nu este un factor de noutate. Să știți că tradiția o găsim și în Vechiul Testament, o găsim și la poporul Israel. Dacă ne uităm în cartea prorocului Isaia, la Isaia capitolul 1, la versetul 12, Dumnezeu la un moment dat pune o întrebare poporului. Isaia capitolul 1, versetul 12, zice: când veniți să vă înfățișați înaintea mea, cine vă cere astfel de lucruri? Voi faceți lucruri. Dumnezeu vine și spune: jertfele voastre, tot ceea ce faceți voi, tămâia și toate lucrurile acestea, voi le faceți. Dar vine Dumnezeu și spune: dar cine vi le cere? Dar de unde lucrurile acestea? Pentru că este exact starea despre care vorbește Domnul Iisus Hristos. Au păstrat tradiția, dar au abandonat, au părăsit cuvântul lui Dumnezeu. În cartea prorocului Zaharia, la capitolul 7, la versetul 3, în continuare, Scriptura iarăși ne prezintă ceva legat în sensul acesta. Zice: au trimis să întrebe pe preoții din casa Domnului oștirilor și pe proroci. Trebuie să plâng și în luna cincea și să mă înfrânez cum am făcut atâția ani. Adică lucruri care țin de tradiție. Am făcut atâția ani, este deja încetățenit în Israel, chiar trebuie să fac? Era întrebarea lor, era preocuparea lor. Deci vreau să înțelegem, dragii mei, că problema aceasta a tradiției nu este un factor de noutate. Ea a fost întotdeauna, în vremea Domnului Iisus Hristos, oamenii care țineau cel mai mult la tradiție erau farisei. Ei erau preocupați de tradițiile care se încetățeniseră și pe care chiar ei unii le puseseră pe umerii poporului. Și unul dintre fariseii de marcă mărturisește la un moment dat, și acum mă refer la Apostolul Pavel, și Apostolul Pavel mărturisește în Galateni capitolul 1, la versetul 14, vorbește din experiența lui personală și spune: cum eram mai înaintat în religia iudeilor decât mulți din neamul meu, de o vârstă cu mine. Eram însuflețit de o râvnă nespus de mare pentru datinile strămoșești. Pavel vine și spune: tradiția se manifesta plenar în viața mea. Eram însuflețit de o râvnă nespus de mare în ce privește datinile strămoșești. Deci vreau să înțelegem, dragii mei, că lupta aceasta dintre tradiție și Scriptură nu e una nouă. Asta a fost dintotdeauna și problema era ca omul să discearnă ce ar trebui să primeze, ce ar trebui să aibă autoritate. Apostolul Pavel mărturisește și spune că în viața lui a fost o vreme, a fost o perioadă în care autoritatea era tradiția, datinile, obiceiurile și toate acestea erau cele care îl călăuzeau, cele care îl determinau în tot ceea ce însemna activitatea lui. A venit o vreme când Pavel întreabă: Doamne, ce vrei să fac? Și de atunci s-a terminat cu tradiția și Pavel începe acum să umble potrivit cu ceea ce îi spune Dumnezeu, potrivit cu Scriptura. Dar înțelegem, dragii mei, că nu este o luptă ușoară, nu este o luptă nouă, lupta aceasta între tradiție și Scriptură, între autoritatea tradiției și autoritatea Scripturii. Acum, câteva dificultăți atunci când abordăm problema aceasta a tradiției și aș vrea să înțelegem că tradiția este încetățenită în mintea multor oameni și apare factorul normal, factorul de normalitate. Oamenii deja au tradițiile lor și dacă te-ai abătut,
Dacă ai mers într-o altă direcție, imediat spun, nu-i bine. Nu așa trebuie să se facă. În Faptele Apostolilor, în capitolul 16, Apostolul Pavel predică în Filipi, este tămăduită roaba aceea, de fapt, este eliberată roaba aceea care avea duh de ghicire și imediat stăpânii roabei vin cu o acuză la adresa Apostolului Pavel. Uitați-vă în Faptele Apostolilor, capitolul 16, versetele 20-21, cum își apără pricina oamenii aceștia. I-au dat pe mâna dregătorilor și au zis, oamenii aceștia ne tulbură cetatea, sunt niște iudei care vestesc niște obiceiuri pe care noi, romanii, nu trebuie nici să le primim, nici să le urmăm. Când vii cu altceva, oamenii se văd atacați în tradițiile lor, în obiceiurile lor și imediat pun așa parcă un fel de paravan. Nu-i bine. N-ar trebui să se facă așa. De aceea este delicat să abordez problematica aceasta a tradiției. Apoi, un alt lucru care face dificilă abordarea aceasta este pentru că tradiția are aparența unei evlavii superioare. Multe lucruri care țin de tradiție par a fi lucruri care denotă o evlavie superioară. Dacă ar fi să ne întoarcem la farisei, veți vedea că fariseii erau riguroși cu zeciuiala, ca să iau un exemplu al tradiției lor, erau riguroși cu zeciuiala și treceau dincolo de perceptele Scripturii. Și Domnul Iisus Hristos chiar le spune ce voi dați zeciuială din izmă, din mărar, din chimen, voi faceți cele mai mărunte lucruri, dar, pe de altă parte, nici prin cap nu vă trece să vă uitați la ceea ce este important. Și, vedeți dumneavoastră, noi așa ne place să arătăm. Ne place să arătăm cât mai evlavioși, ne place să arătăm cât mai sfinți, așa. Și de aceea e dificil. Este dificil să abordăm tradiția. Apoi, este dificil să o abordăm pentru că tradiția de obicei este susținută sau este inițiată de oameni cu autoritate. Sfântul cutare a spus lucrurile acestea. Părintele cutare a spus lucrurile acestea. Și imediat ni se pun niște oameni care au notorietate, niște oameni care sunt autoritate în domeniul respectiv și este susținută. Vedeți, dacă ar fi să luăm la vremurile noastre de astăzi, să iau un caz așa care ne este la îndemână, când un doctor epidemiolog îți spune ceva despre coronavirus, are altă greutate decât îți spune cineva care e vânzător la piață. Pentru că părerea este susținută de profesorul cutare, de doctorul cutare, care știe despre ce vorbește. Ei, și tradiția are în spate nume grele, nume de felul acesta. Și e greu să atingi niște persoane de genul acesta. Și apoi, este dificil pentru că de multe ori tradiția este asemănătoare cu Scriptura sau chiar are un sâmbure scriptural în ea. Pentru că, vedeți, dacă ar veni cineva cu o tradiție care este absolut în afara Scripturii, noi care suntem un popor creștin, imediat am ști să-l punem la locul lui. Numai când vine cu Scriptura și când vine cu un sâmbure scriptural, nu la voia întâmplării în versetul de aur pe care noi l-am citit în seara aceasta, Apostolul Pavel zice, fiți atenți, fiți atenți să nu vă fure cineva. Să nu vă fure cineva cu filozofiile, cu învățăturile acestea care sunt de datină omenească. Aveți bună grijă că sunt foarte seducătoare. Și sunt dificultăți în abordarea aceasta a tradiției. Însă, trebuie să recunoaștem că și cei care promovează tradiția, care susțin tradiția, au niște argumente. Au argumentele lor. N-am să zăbovesc prea mult asupra lor, vreau doar să vă spun că unele dintre ele sunt argumente scripturale, argumente din Scriptură. Ne uităm în Evanghelia după Ioan, capitolul 20, și la versetele 30-31, sunt acolo niște cuvinte, zice, Iisus a mai făcut înaintea ucenicilor săi multe alte semne care nu sunt scrise în cartea aceasta. Dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu și crezând să aveți viață în numele Lui. Dar rețineți, vă rog, ce nu sunt scrise în cartea asta. Și asta înseamnă că ele au fost transmise pe altă cale și este tradiția aceasta care a circulat. Dacă vreți, în epistola lui Iuda.
În epistola lui Iuda sunt două asemenea afirmații și în Iuda, în capitolul, în versetul 9, este o primă afirmație pe care o citim în cuvântul lui Dumnezeu. Zice, arhanghelul Mihail când se împotrivea diavolului și se certa cu el pentru trupul lui Moise. Unde ați găsit în Biblie scris asta? Unde scrie în Scriptură că arhanghelul Mihail s-ar fi certat cu diavolul pentru trupul lui Moise? Chiar dacă veți lua Scriptura de la Geneza la Apocalipsa, nu veți găsi o asemenea afirmație. Dar este afirmația pe care o face aici apostolul și vine și spune pentru că, uite, așa s-a întâmplat. Tot în Iuda, în versetul 14, este o altă afirmație pe care o menționează. Zice, pentru ei a prorocit Enoch. Cunoașteți vreo prorocie a lui Enoch în Scriptură? Știm ceva despre Enoch ca profet în Scriptură? Zice, pentru ei a prorocit Enoch și zice, vedeți? Vedeți că și în Biblie sunt referiri la tradiție, la lucruri care nu sunt consemnate. Unde scrie despre Iane și Iamre în Vechiul Testament? Dar Pavel amintește despre ei în epistola pe care o scrie lui Timotei. Și putem să discutăm pe tema aceasta și sunt oameni care aduc asemenea argumente pentru a susține tradiția. Și spune, e legitimă. Nu este nimic greșit cu tradiția. Acum, câteva probleme legate de tradiție. Mai întâi, așa cum am citit și în definiția din Dicționarul Explicativ al Limbii Române, tradiția este acea învățătură transmisă pe cale orală, prin viu grai. Știți dumneavoastră că este o vorbă și în popor care zice verba volant, scripta manet. Adică vorba zboară, ce-i scris rămâne. Ei, Scriptura este scrisă. Este cuvântul lui Dumnezeu scris și ea rămâne. Și atunci când ceva se transmite pe cale orală, chiar dacă ești bine intenționat, poți foarte ușor să denaturezi lucrurile. Când cineva transmite ceva pe cale orală, ușor de tot poate să denatureze lucrurile. Cu ani în urmă, am spus aici o împrejurare, o întâmplare, când un frate păstor s-a dus la cel care era cel mai apropiat, diaconul bisericii, așa, și a spus, frate, aș vrea să-ți cer să te rogi pentru mine. Uite, simt că nu mai am putere în predicare, simt că nu mai sunt, aș vrea să-ți cer sprijinul în rugăciune, roagă-te pentru mine. S-a dus diaconul acasă și a zis la soția lui, zice, măi, păstorul nostru are ceva. Dar cu păstorul nostru se întâmplă ceva, uite, mi-a spus astăzi că nu mai poate nici să predice. E ceva cu el. Soția lui a spus uneia dintre prietenele ei cele mai bune, zice, măi, la păstorul nostru e un păcat la mijloc. Păstorul nostru mărturisește că nu mai are libertate în predicare, că nu mai poate predica, așa. E ceva la mijloc. E un păcat la mijloc. Cea care a preluat știrea a zis, trăiește în cele mai mari păcate. Și vedeți, s-a pornit de la o afirmație și s-a ajuns într-o cu totul altă direcție. Asta este pericolul legat de tradiție. Se pornește și pe cale orală, ușor de tot poate să fie denaturată. Apoi, este încă o problemă legată de tradiție, este faptul că ea întotdeauna este influențată de cultura locală. Tradiția întotdeauna are a face cu zona, are a face cu cultura locală. Încă ceva, tradiția este aceea care variază funcție de context și funcție de timp. Adică, vedeți dumneavoastră, ceea ce a fost ieri nu mai este acceptat astăzi. Ceea ce este acceptat astăzi probabil nu va mai fi acceptat mâine și tradiția este aceea care variază funcție de timp, funcție de context. Fără să polemizez în vreun fel, dacă ar fi să iau un exemplu, aș lua numai exemplul legat de cultul icoanelor. A fost o perioadă în istoria creștinismului în care se spunea că cine se închină la icoane este anatema, adică este despărțit de Dumnezeu, pentru ca mai apoi să se spună cine nu se închină la icoane este anatema, este despărțit de Dumnezeu. Tradiția se schimbă. Tradiția poate să varieze și tradiția poate să aibă
sensuri diferite și trebuie, poate să aibă aplicabilitate diferită. De aceea este o problemă, este o problemă legată de tradiție, dar cea mai mare problemă pe care o văd legată de tradiție este aceea că tradiția nu este altceva decât rezultatul minții umane. Fie că e vorba de Augustin, de Policar, de Origen sau de cine vreți dumneavoastră, oameni care într-adevăr au fost niște titani ai creștinismului, dar tot oamenii au fost. Și tradiția nu este altceva decât expresia minții umane, expresia aceasta a inteligenței umane. Și acestea sunt probleme legate de tradiție. Acum, voi concluziona sau voi încerca să argumentez de ce? De ce Scriptura ar trebui să aibă autoritate asupra tradiției? De ce Scriptura trebuie să fie ultimul cuvânt în ceea ce privește viața spirituală a unei persoane? Mai întâi, pentru că Scriptura este de esență divină, pe când tradiția este de esență umană. Scriptura, noi așa am stabilit încă de la prima duminică acestei luni, am înțeles lucrul acesta, e o carte unică pentru că are un autor special și autorul acesta este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Vă aduceți aminte? Toată Scriptura este insuflată de Duhul Sfânt sau de Dumnezeu și de folos. De aceea, ceea ce spune Dumnezeu trebuie să conteze mai mult decât ceea ce spune omul, indiferent care este numele, poziția sau alte lucruri care țin de persoana respectivă. Noi așezăm Scriptura deasupra tradiției, pentru că Scriptura este revelația de sine a lui Dumnezeu, este descoperirea de sine a lui Dumnezeu. Tradiția este plăzmuirea minții umane, oricât de bine intenționată ar fi ea, dar cu limitările ei. Apoi, de ce Scriptura trebuie să fie deasupra tradiției? De ce are autoritate mai mare decât tradiția? Pentru că Domnul Iisus Hristos întotdeauna a făcut trimitere la Scriptură. Domnul Iisus Hristos, atunci când a argumentat, când a spus ceva, Domnul Iisus Hristos este acela care n-a făcut trimitere la tradiție, deși erau tradiții și Mântuitorul le menționează, sau autorul Evangheliei după Marcu le menționează aici, dar Domnul Iisus Hristos întotdeauna a venit cu aceste cuvinte. Este scris. Așa cum este scris. Și Domnul Iisus, vă aduceți aminte, la un moment dat un tânăr s-a apropiat de Domnul și a zis: Bunule învățător, ce să fac să moștenesc viața veșnică? Și răspunsul Domnului Iisus Hristos a fost: cum citești în lege? Ce zice legea? Trimiterea Domnului Iisus Hristos nu este la tradiție, ci trimiterea Domnului Iisus Hristos este la Scriptură. Și El întotdeauna a trimis la Scriptură. Apoi, Scriptura este deasupra, sau trebuie să fie deasupra tradiției, pentru că Scriptura este temelia, este fundamentul bisericii. Apostolul Pavel, scriind Efesenilor, zice: fiind zidiți pe temelia prorocilor și apostolilor. Și acesta este cuvântul lui Dumnezeu, aceasta este Sfânta Scriptură și ea stă, sau ea trebuie să stea, la temelia bisericii. Nu la voia întâmplării, când îi scrie lui Timotei, apostolul Pavel spune că de fapt biserica este stâlpul și temelia adevărului, a cuvântului lui Dumnezeu. Apoi, un alt argument pentru care Scriptura este deasupra tradiției, are autoritate mai mare decât tradiția, este faptul că Scriptura este neschimbată. Tradiția este schimbătoare. Tradiția astăzi s-ar putea să spună ceva, mâine să spună altceva. Și au fost multe cazuri în istorie, multe situații în istorie când o tradiție la un moment dat a fost invalidată și a fost promovată o altă tradiție. Ei, Scriptura a rămas aceeași. Păi dați-mi voie să vă spun că nu te poți baza pe ceva sau n-ar trebui să te bazezi pe ceva care se schimbă de la vreme la vreme, care se schimbă de la zonă la zonă, care se schimbă de la context la context. Luați Scriptura și duceți-vă unde vreți dumneavoastră, duceți-vă din Japonia până în Groenlanda sau unde vreți dumneavoastră și veți vedea că Scriptura este aceeași. O, tradiții sunt o sumedenie, dar Scriptura este una și aceeași. De aceea, ceea ce este fix
ceea ce este neschimbător, trebuie să aibă întâietate. Și apoi, încă un argument, criteriul de verificare al unui adevăr nu este tradiția, ci este Scriptura. În Cartea Faptele Apostolilor, în capitolul 17, este prezentată o comunitate de creștini deosebită și este vorba de creștinii, de credincioșii care erau în Berea. Scriptura ne spune că oamenii aceștia mergeau, ascultau cuvântul, erau foarte receptivi în ceea ce privește cuvântul lui Dumnezeu, dar mai făceau ceva. Când se duceau acasă, deschideau tradiția. Exista și atunci, dar nu tradiția o deschideau, deschideau Scriptura și verificau ceea ce au auzit, raportau la etalonul Scripturii. E, dragii mei, acestea sunt câteva argumente care ar trebui să ne determine ca autoritatea pentru noi să fie Scriptura și numai Scriptura, Cuvântul lui Dumnezeu. Este expresia voii lui Dumnezeu în care omul n-are niciun fel de amestec. Tradiția este aceea în care omul are partea lui, are amestecul lui și de aceea ea ușor de tot poate să fie denaturată. Câteva aplicații, câteva lucruri practice. Lucru pe care ar trebui să-l facem este să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru că ne-a lăsat Scriptura. Mă gândesc cât de dezorientați, cât de încurcați eram dacă aveam tradiții și n-aveam Scriptura. V-am dat exemplu numai în ceea ce privește spălarea mâinilor, ce însemna după tradiție spălarea mâinilor și ați văzut cât de întortocheate erau lucrurile și să știți că nu-i singurul exemplu. Multe asemenea exemple erau și aș fi putut să aduc în după amiaza aceasta. Ei, vreau să înțelegem, Scriptura este aceea care este da și amin. Scriptura este aceea care e exprimarea voii lui Dumnezeu. De aceea îi mulțumim lui Dumnezeu pentru Scriptură. De aceea motivația mea este căutați să citiți în cuvântul lui Dumnezeu. Căutați Scripturile, citiți Scripturile, căutați să cunoașteți Scripturile, dar mai ales căutați să trăiți Scripturile. Căutați să trăim în conformitate cu acest cuvânt sfânt al lui Dumnezeu și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Amin. Frații noștri vor mai cânta spre slava lui Dumnezeu. Și apoi, după cântarea fraților, fratele păstor Sandi Budimir va citi și apoi va predica Evanghelia. Domnul.
sfârșit toate pentru mine sunt curat prin al lui sfânt sânge. Mulțumire înaintea lui Dumnezeu și prin următoarea cântare vrem să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru faptul că ne iubește atât de mult. Poetul spune că sunt iubit și lucrul acesta pentru mine este suficient, lucrul acesta îmi dă bucurie, lucrul acesta înseamnă enorm de mult. Și dragii mei, ce poate să însemne mai mult ca faptul să fii iubit de Dumnezeu însuși? Mulțumim, Doamne, pentru dragostea Ta nespus de mare. Cine să înțeleagă oare drumul vieții mult ce doare? Cine ruga mea va asculta? Iisus e mântuire, în fiecare zi eu cânt așa. Ce aș fi neliniștit. Iisus e izbăvire, Iisus e mântuire, în locul meu de cruce a murit. Sunt iubit, sunt iubit, sunt iubit de Domnul, eu cred în jertfa sa. Sunt iubit, sunt iubit, pe el totdeauna
e soare, dintr-un spin răsare floare, lacrima se face în cer ostia. Iisus e izbăvire, Iisus e mântuire, și ochii mei pe El îl vor vedea. Pentru seara aceasta am să citesc cuvântul din Evanghelia după Luca, capitolul 24, de la versetul 50. Cuvântul lui Dumnezeu spune în felul următor. El a dus afară până spre Betania și a ridicat mâinile și i-a binecuvântat. Pe când îi binecuvânta, s-a despărțit de ei și a fost înălțat la cer. După ce i s-au închinat, ei s-au întors la Ierusalim cu o mare bucurie. Și tot timpul stăteau în templu și lăudau și binecuvântau pe Dumnezeu. Amin. Doamne, te rugăm prin Duhul să te ocupi de sufletele noastre, să ne cercetezi îndeaproape și să pui în noi dorul după cer, după veșnicie, după patria cerească. Îți mulțumim că ne asculți. Amin. Mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a oferit oportunitatea aceasta să slujesc în locul acesta. Mulțumesc fraților păstori pentru provocarea de a fi în seara aceasta la închinare împreună cu dumneavoastră. Noi avem și noi părtășile noastre într-un alt mod, așa ca în vremurile acestea, în fiecare vineri, fiecare duminică seara, ne întâlnim pe Zoom cu cei din biserică, cei care au acces și pot să intre, părtășii în care ne și vedem unii pe alții, nu pe toți îi vedem, dar vedem parte din cei care sunt în biserică, fiecare are câte o contribuție, câte o cântare, câte o poezie, câte un îndemn. Și în felul acesta lăsăm pe Dumnezeu, chiar și în astfel de vremuri, să mângâie sufletele noastre, să ne întărească. Dați vremuri grele, deosebit de grele, dar în astfel de vremuri avem promisiunea aceasta că El va fi cu noi
în fiecare zi, în fiecare zi, până la sfârșitul veacurilor. Slăvit să fie numele Lui! Am ales pasajul acesta, având în vedere că și ieri a fost sărbătoare și înălțarea Domnului Iisus Hristos la cer. În toată perioada aceasta am căutat să scriu mai mult. Mi-este greu să vorbesc. De obicei, fiica mea mă provoacă să înregistrez câte ceva. Am înregistrat câteva predici. Dar mi-a fost tare greu să vorbesc în fața unui telefon. Și mereu i-am spus, lasă-mă să mă adun. Lasă-mă să pot să încep. Nu puteam să încep oricum. E altfel când poți să propovedești cuvântul lui Dumnezeu la mulțime, când știi că sunt în sală frați, surori, poate neînsemnați, dar care se roagă pentru tine. E extraordinar lucrul acesta. Și orice predicator simte lucrul acesta atunci când predică. Și mi-e dor de părtășire la oaltă și nădăjduiesc că ca Dumnezeu să lucreze așa cum știe El și să rânduie lucrurile în așa fel ca să putem fi din nou ca și biserici la oaltă la părtășie. Doamne ajută și Doamne dă izbândă. Amin. În ultima vreme, în tot ceea ce am scris, multe lucruri le-am scris despre patria cerească, despre cer, despre veșnicie, despre sfântul locaș al locuinței celui preanalt. Am plecat din cartea psalmilor și am mers pe linia alunecărilor profetice și m-am minunat de felul în care descoperă Dumnezeu cuvântul Lui. Hristos a venit din locul cel preanalt al locuinței Lui. A venit din locul din care era încununat cu slavă. A venit pe pământul nostru. Și a venit să înfăptuiască lucrarea măreață de mântuire. A stat la îndemâna Tatălui în călăuzirea Duhului Sfânt, fiind uns cu Duhul Sfânt și cu putere, și a dus lucrarea până la capăt. A acceptat să fie mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. A murit și a înviat. Slăvit să fie numele Lui. Și apoi, timp de 40 de zile, a stat cu ucenicii. Și Scriptura vorbește în Cartea Faptelor Apostolilor, în capitolul 1, versetul 3, că după patima lui li s-a înfățișat viu prin multe dovezi, arătându-li se deseori timp de 40 de zile și vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Și după 40 de zile, Domnul Iisus Hristos s-a înălțat la cer. Este momentul marcant, momentul în care este marcat sfârșitul lucrării fizice a Domnului Iisus Hristos pe pământul acesta și indică spre glorie, că El s-a dus în glorie, s-a dus în slavă, s-a dus la dreapta Tatălui,
s-a dus pe scaunul de domnie al slavei sale. Este extraordinar să ne amintim de acest eveniment legat de viața Domnului Iisus Hristos în slujba lui Dumnezeu și în slujba noastră, în slujba oamenilor. Și pasajele acestea sunt mereu citite. Evanghelia după Luca, chiar Evanghelia după Marcu, ceva, Faptele Apostolilor. Domnul Iisus Hristos s-a înălțat la cer din mijlocul ucenicilor. Era împreună cu ucenici. Și în seara aceasta aș vrea să spun ce spune Biblia despre înălțarea Domnului Iisus la cer. Nu ce spune tradiția, nici nu știu. Nu știu ce spune tradiția. Dar eu știu ce spune Biblia despre înălțarea Domnului Iisus Hristos la cer. Sunt pasaje în Scriptură, atât în Vechiul Testament, cât și Noul Testament, care marchează acest eveniment. David, în Vechiul Testament, în mod profetic, spune în Psalmul 110, în versetul 1, Domnul a zis Domnului meu, șez la dreapta mea până voi pune pe vrăjmașii tăi sub picioarele tale. Acest verset este interpretat de apostolul Petru în ziua cincizecimii și când îl interpretează versetul, spune că David s-a referit la înălțarea Domnului Iisus Hristos la cer. Și în Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetul 33 spune: și acum odată ce s-a înălțat prin dreapta lui Dumnezeu și a primit de la Tatăl făgăduința Duhului Sfânt, a turnat ce vedeți și auzit, căci David nu s-a suit în ceruri, ci el singur zice, Domnul a zis Domnului meu, șez la dreapta mea până voi pune pe vrăjmașii tăi sub picioarele tale. Deci, Vechiul Testament, încă din Vechiul Testament se profețește de acest eveniment. Și Domnul Iisus Hristos, când a venit pe pământ, a dat câteva indicii în unele împrejurări referitoare la înălțarea Lui. Și în Evanghelia după Ioan, la capitolul 6, când toți spuneau, vorbirea asta e prea de tot, prea de tot. Și Domnul Iisus Hristos, vorbirea aceasta este pentru voi prea de tot? Dar dacă îl veți vedea pe Fiul omului suindu-se unde era mai înainte. Sau tot în Evanghelia după Ioan, la capitolul 17, în rugăciunea Domnului Iisus Hristos, în versetul 5 spune: și acum, Tată, proslăvește-me la tine însuți cu slava
pe care o aveam la tine înainte de a fi lumea. Este o aluzie și aici și în celălalt verset. Dar sunt versete în care Domnul Iisus Hristos spune clar, spune răspicat. În Evanghelia după Ioan, la capitolul 12, el prezice înălțarea lui. Și după ce voi fi înălțat de pe pământ, voi atrage la mine pe toți oamenii. Și atunci când îi se arată Mariei Magdalena și când Maria s-a plecat la picioarele lui și spus, Rabuni, Domnul Iisus îi spune, nu mă ținea, căci încă nu m-am suit la Tatăl meu. Avea în vedere prezicerea despre înălțarea lui la cer. Evanghelistul Marcu spune în Evanghelia sa despre Domnul Iisus Hristos în Marcu, la capitolul 16, versetul 19, Domnul Iisus, după ce a vorbit cu ei, s-a înălțat la cer și a așezut la dreapta lui Dumnezeu. Textul care l-am citit în seara aceasta vorbește despre momentul în care Domnul Iisus Hristos i-a dus pe ucenici spre Betania și versetul 51 spune, pe când s-a despărțit de el, de ei, pe când îi binecuvânta, s-a despărțit de ei și a fost înălțat la cer. Faptele Apostolilor spune în Fapte, capitolul 1, în versetul 9, după ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau ei la el, s-a înălțat la cer. Și un nor l-a ascuns de ochii lor. Unii vorbesc despre norul prezenței lui Dumnezeu, că l-a ascuns de fața lor. Faptele Apostolilor, în mai multe rânduri, vorbește despre înălțarea Domnului Iisus Hristos. În Fapte, capitolul 5, spune versetul 31, pe acest Iisus Dumnezeu l-a înălțat cu puterea Lui și l-a făcut Domn și Mântuitor ca să dea lui Israel pocăința și iertarea păcatelor. Noi suntem martori ai acestor lucruri, ca și Duhul Sfânt pe care l-a dat Dumnezeu celor ce ascultă de El. Ar fi multe pasaje, n-am să le enumer toate pasajele referitoare la înălțarea Domnului Iisus Hristos, la ce spune Scriptura despre înălțarea Domnului Iisus Hristos. Ați văzut Vechiul Testament. Domnul Iisus Hristos spune, evangheliștii spun și în epistole veți găsi pasaje foarte clare care
mărturisesc adevărul acesta, unul din ele, am să vi-l citesc acum din Filipeni, unde spune că Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și i-a dat numele care este mai presus de orice nume, pentru ca numele Lui să se plece orice genunchi, celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ. Și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Iisus Hristos este Domnul. El și-a sfârșit lucrarea și a fost glorificat în slavă, s-a dus în slavă, a fost primit de Tatăl. Când l-au văzut îngerii, Tatăl le-a spus, toți îngerii să-i se închine. Și Fiului a spus, scaunul tău de domnie este în veci de veci. I-a dat toiagul de cârmuire. I-a dat scaunul de domnie. El este în slavă, este glorificat. Și în fața Lui, în fața Celui care este în slavă, trebuie să ne închinăm. Vedeți, El n-a rămas pe pământ. Pe pământ e boală, a fost boală și pe vremea Lui. A fost leproși în vremea Lui și orbi și șchiopi și muți și orbi. El s-a dus în cer și ne-a pregătit nouă un loc sigur, un loc veșnic în împărăția sa. Vedeți, despre locul acesta spune Apocalipsa, acolo El va șterge orice lacrimă, moartea nu va mai fi, nu va fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere. Acum când în locul acesta, pe pământul acesta, e durere, e necas, e neliniște, e teamă, e moarte, noi avem nădejdile dincolo de ce este pe pământul acesta. Hristos s-a dus la cer. S-a dus să ne pregătească un loc. A fost primit în slavă. Când s-a dus acolo, Hristos a venit ca mare preot al bunurilor viitoare, a trecut prin cortul acela mai mare și mai desăvârșit, care nu este din, nu este făcut din mâini, adică nu este din zidirea aceasta, și a intrat odată pentru totdeauna în locul preasfânt, nu cu sânge de țapi și de viței, ci cu însuși sângele Său, după ce a căpătat o răscumpărare veșnică. El, Cel care a părăsit slava și a venit pe pământ, accepta să fie mielul lui Dumnezeu, când s-a dus la cer, a făcut răscumpărarea pentru păcatele omenirii. Și oricine crede în El are iertare. Este iertat. Și chiar dacă va muri pe pământul acesta, are un loc veșnic. Are slava.
când spunea ucenicilor că se duce la cer să pregătească un loc, ca acolo unde este El să fim și noi, știți că a fost întrebat: și Domnul Iisus Hristos, când a fost întrebat, nu știm unde te duci. Cum putem să știm calea într-acolo? Iisus le-a zis: eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl. Nimeni nu ajunge în patria cerească decât prin El. El care cu însuși sângele Lui a plătit prețul răscumpărării noastre. M-am uitat la felul în care arăta și e descrisă cetatea sfântă, Ierusalimul ceresc, cu slava lui Dumnezeu. Locul acela pregătit pentru noi. Zidul era zidit din iaspis și cetatea era din aur curat ca sticla. Cele 12 porți erau 12 mărgăritare. Fiecare poartă era un singur mărgăritar. Ulița cetății era de aur curat. Ulița, auziți? Ca sticla strevezie. Cetatea n-avea trebuință nici de soare, nici de lună, ca să o lumineze, căci o lumina slava lui Dumnezeu și făclia ei e mielul. Și atenție, nimic întinat nu va intra în ea. Nimeni care trăiește în spurcăciune și în minciună, ci numai cei scriși în cartea vieții mielului. El s-a dus la cer, dar ne-a lăsat Scripturile. Ne-a lăsat dreptarul învățăturii sănătoase. Ne-a lăsat norma divină. Cum să putem trăi pe pământul acesta? Cum să ne putem rezolva problema veșniciei noastre? Singurul care a străbătut cerurile. Vedeți, spune în Evrei, și îmi place versetul acesta, așa am să vi-l citesc și să citesc și versetele acestea din Evrei 4, spune astfel: fiindcă avem un mare preot însemnat care a străbătut cerurile, pe Iisus Fiul lui Dumnezeu, să rămânem tari în mărturisirea noastră, căci nu avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Să ne apropiem dar cu deplină încredere de scaunul harului, ca să căpătăm îndurare și să găsim har, pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie. E vreme de nevoie. E vreme de nevoie. Și putem să ne apropiem de El cu starea noastră, cu poverile noastre, cu păcatul nostru, și El e gata să ne ierte. Dacă ne mărturisim păcatele, este credincios și drept să ne ierte. Să ne curățească de orice nelegiuire, pentru că acolo nimic spurcat, nimic întinat nu va intra.
El e în cer și mijlocește la Tatăl pentru noi, pentru mine și pentru fiecare dintre noi. Slăvit să fie numele Lui. Mă rog lui Dumnezeu să ne ajute să ne pregătim pentru cer, pentru patria cerească. Doamne ajută și Doamne dă izbândă. Amin.
ce domnește în veci, lui Dumnezeu. Vă mulțumim lui Dumnezeu pentru timpul acesta de închinare. Vă mulțumim dumneavoastră celor care v-ați închinat împreună cu noi, chiar dacă n-ați fost în același loc cu noi. Mulțumim fratelui păstor Sandi Budimir pentru cuvântul pe care ni l-a transmis din Scriptură și ne rugăm ca Dumnezeu să-l binecuvinteze și să-i binecuvinteze slujirea. Îngăduiți-mi să mai fac încă un lucru. Cu toții am așteptat măsurile de relaxare despre care s-a vorbit, pe care le-am așteptat. Din păcate, măsurile acestea nu au nimic care să vizeze cultele religioase. Așa că nu sunt alte măsuri noi în ceea ce privește posibilitatea părtășiei la casa Domnului, în ceea ce privește strângerea noastră împreună. Noi, ca și comitet, ne-am întâlnit în seara acestei zile, am pus așa anumite lucruri, am încercat să punem lucrurile de așa natură, încât să creăm posibilitatea de a ne putea aduna, încă o să mai discutăm lucrul acesta, dar am vrea să spunem fraților că la următoarea noastră transmisie, care prin mila și ajutorul Domnului va fi duminică dimineața la ora 10, în cadrul acesteia vom creona cadrul în care nădăjduim să ne adunăm începând cu duminica în care vom sărbători coborârea Duhului Sfânt. Nu știm ce se va mai schimba până atunci, nu știm toate lucrurile care vor decurge din tot ceea ce se întâmplă, dar duminică sperăm să avem un timp în care să clarificăm ceea ce se va întâmpla așa, pentru că și nouă, ca și dumneavoastră, ne e dor de părtășiile frățești, ne e dor să ne întâlnim împreună și încercăm să facem posibil lucrul acesta. Până atunci însă vrem să ne încredințăm în mâna Domnului, să-i mulțumim pentru că a fost și va fi cu noi potrivit promisiunii sale și împreună cu fratele Mihai Soloma vom veni în această rugăciune înaintea Domnului. Mulțumim pentru părtășia din această seară, Doamne. Îți mulțumim, Doamne, că și ne-ai vorbit prin cuvântul Tău, Doamne, ne-ai mângâiat. Îți mulțumim pentru promisiunea făcută, căci într-o zi vom fi cu Tine în ceruri, Doamne. Te rog, Doamne, în continuare să mergi la casele noastre, amin, să fii cu noi, să ne binecuvântezi pe fiecare în parte, Doamne, și numele Tău să fie slăvit pentru toate. Amin. Amin. Iar aceluia care a fost mort, a înviat și s-a înălțat la ceruri, Domnului și Mântuitorului nostru să-i fie gloria, slava și cinstea, acum și veșnicia întreagă. Amin. Și s-a înălțat la ceruri, Domnului și Mântuitorului nostru să-i fie gloria, slava și cinstea, acum și veșnicia întreagă. Amin.
și prin lumea aceasta, privegi și după ce trăji și dori ca să cerească.